E potrivit acum să citim din Cuvântul Domnului câteva versete, mai precis 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 și versetul 2, un cuvânt scris prin Duhul Sfânt pentru creștini, pentru copiii lui Dumnezeu. Iată ce este scris. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu și suntem Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Pare iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre identitatea noastră creștină. Întrebarea la care vom căuta să găsim răspuns este cum putem să știm că suntem copii a lui Dumnezeu? De unde știm pe ce temei putem afirma în dreptul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu? În locul citit, Apostolul Ioan spune Acum suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a arătat dragoste să ne numim copii ai Lui și suntem. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Aceste afirmații sunt făcute cu foarte multă hotărâre, determinare. În ele există multă certitudine, siguranță. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Întrebarea pusă, ridicată pentru seara aceasta, este întrebarea pe ce temei putem afirma despre noi înșine că suntem copii al lui Dumnezeu. Adevărul e că în dreptul fiecăruia dintre noi se pot contura trei opinii distincte. Mai întâi este părerea noastră despre noi înșine. Fiecare are o imagine cu privire la propria sa persoană. La întrebarea cine sunt, cine ești, fiecare poate să dea un răspuns, așa cum gândește și cum înțelege el. A doua opinie este a celora din jurul nostru, a oamenilor din jur. Dacă ar fi să întrebăm pe cineva cine este domnul cutare, cine este doamna cutare, vin răspunsuri. Răspunsurile acelea reprezintă opinia celor din jur, care au și ei percepția lor, răspunsurile lor, convingerile lor cu privire la noi înșine. A treia perspectivă este perspectiva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită înspre oameni și la întrebarea cine e omul acesta, Dumnezeu are un răspuns. Are uh, o poziție. Răspunsul lui Dumnezeu este foarte important și răspunsul oamenilor este foarte important și răspunsul nostru este foarte important. Ideal ar fi ca și Dumnezeu și noi și cei din jurul nostru să se apropie cât de mult cu putință în răspunsul la întrebarea cine este acest om. Cuvântul pe care l-am citit ne vorbește despre certitudinea încrederii, despre o încredere certă în identitatea de copil a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, într-o împrejurare, spunea pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință creștinului, copilului lui Dumnezeu, îi stă bine să se verifice pe sine, să se cerceteze pe sine, cu obiectivul de a se încredința dacă într-adevăr se găsește într-o relație corectă cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu îl recunoaște de copil al său. Epistola 1 Ioan pune la îndemâna noastră patru teste pe baza cărora ne putem verifica pe noi înșine dacă suntem copii al lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr suntem mântuiți. Aceste patru teste sunt la îndemâna noastră. Ele sunt revelate în această carte. Vă propun ca, în timpul pe care îl avem înainte, să ne verificăm în lumina acestor patru teste. Primul test este testul învățăturii sau testul teologic, l-am putea numi și așa. Testul învățăturii răspunde la întrebarea ce Convingeri, ce credință, ce învățătură are creștinul, copilul lui Dumnezeu. Învățătura este foarte importantă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem mântuiți prin credință și credința trebuie să fie pusă în adevărul revelat de Dumnezeu, în Domnul nostru Isus, despre care Scriptura mărturisește adevărul. Apostolul Pavel îi spunea lui Tit, un slujitor creștin, să fie cu băgare de seamă asupra învățăturii pe care o predă în biserică altora, că de învățătura pe care el o propovăduiește, ține mântuirea lui și a celora care îl ascultă. Prin urmare, învățătura pe care o mărturisim, credința pe care o mărturisim, ne definește ca creștini, ca și copiii lui Dumnezeu. Învățătura este foarte importantă. Am auzit odată pe cineva spunând că nu are așa de mare importanță ce crezi, cât importanță are să fii sincer când crezi. Desigur că sinceritatea este importantă. Vai de oamenii fățarnici, ascunși, oameni care în timp ce sunt ceva, pretind că sunt altceva. Sinceritatea este o trăsătură a copiilor lui Dumnezeu. Dar aș vrea să subliniez că nu este trăsătura definitorie. Sinceri pot fi și oamenii nemântuiți prinși în tot felul de credințe, rezii sau învățături false sau religii necreștine, în acestea pot fi oameni sinceri. Nu sinceritatea este cheia definitorie, ci cheia definitorie este învățătura adevărată, este revelația, este adevărul lui Dumnezeu, pe care copiii lui Dumnezeu îl primesc cu sinceritate. Dar realitatea arată că în mod sincer poate fi primită și o minciună. De aceea, Domnul Iisus a spus, și fratele Laurențiu a citit: Băgați bine de seamă să nu vă înșele cineva. Omul e sincer, dar e înșelat de acela care l-a dus în eroare. Învățătura curată trebuie să se fundamenteze pe Sfânta Scriptură și să-l aibă în centru pe Domnul nostru Isus Hristos. Copiii lui Dumnezeu mărturisesc că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În epistola 1 Ioan sunt făcute despre Domnul Isus câteva afirmații fundamentale. Întâi Ioan spune că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El spune așa, și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Isus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. În 1 Ioan, în capitolul 4, cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu crezul că Isus este Fiul lui Dumnezeu este fundamental. Apoi Ioan arată că un copil al lui Dumnezeu crede că Isus Hristos a întrupat. Capitolul 4 cu versetul 1. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu mărturisesc că Isus Hristos a întrupat. El a venit printre oameni și s-a făcut om asemenea nouă, mai puțin păcatului pe care îl avem în noi înșine. El a luat asupra sa toate slăbiciunile nepăcătoase ale naturii omenești. El s-a făcut om binecuvântat să fie în numele Lui. Apoi Ioan ne învață că Isus Hristos este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Ca în capitolul 4, cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu să spună și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Oamenii mântuiți, copiii lui Dumnezeu, cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, întrupat, și-a adus pe sine ca jertfă pentru salvarea omenirii, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În numele Lui ni se vestește iertarea păcatelor, în numele Lui avem viața veșnică. Ioan continuă arătând că în învățătura lor curată, copiii lui Dumnezeu mărturisesc că Isus Hristos este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Capitolul 2, cu versetul 1. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel Neprihănit. Domnul Isus este unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. E singurul care poate să medieze relația ruptă între oameni și Dumnezeu. El este marele nostru preot, va spune epistola către evrei. El este unicul mijlocitor, singurul mântuitor, va spune Apostolul Petru, Apostolul Pavel, în epistolele lor, în cuvintele lor. Copiii lui Dumnezeu îl declară pe Isus Hristos ca mijlocitor. Ca apoi Ioan să ne spune că Domnul Isus va reveni, El se va întoarce. El este Domnul și El va reveni. În capitolul 3, cu versetul 2, este scris: Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ca în capitolul 2, cu versetul 28, Ioan să spune: Și acum copilașilor rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El. Să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Creștinii îl așteaptă pe Domnul Isus. Ei mărturisesc că Domnul Isus se va întoarce. El va veni. El va veni să răpească la sine pe copiii Săi, pe poporul Său, să ne ducă în viață veșnică. El va veni să împlinească cuvintele, promisiunea lăsată înaintea înălțării sale la cer, în care promisiunea a spus eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iisus Hristos va reveni binecuvântat să fie în numele Său. Iată în epistola 1 Ioan făcute aceste afirmații despre Domnul Iisus. El este Fiul lui Dumnezeu întrupat jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu și el revine, el se va întoarce. Peste toate acestea, Ioan, ca un titlu, face mărturisirea din capitolul 4 cu versetul 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Iisus Hristos este mărturisit ca mântuitorul lumii. Permiteți-mi acum, sintetizând acest prim test, testul învățăturii, să vă adresez o întrebare. Dumneavoastră mărturisiți că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, întrupat, adus jerfă pentru păcatele dumneavoastră, înviat din morți înălțat la cer și mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, pregătind un loc pentru noi, care într-o zi se va întoarce, să ne ia cu sine. L-ați mărturisit pe Isus Hristos în acest crez? L-ați mărturisit ca mântuitor al dumneavoastră? Îl declarați și îl primiți și îl mărturisiți ca domn al dumneavoastră? Copiii lui Dumnezeu fac așa. Aceste adevăruri fac eco în sufletul lor. Pentru aceste adevăruri creștinii copiii lui Dumnezeu sunt gata să moară martiri. Decât să nege acest crez, decât să lepede, să se lepede de Domnul Isus și de această credință, mai bine și-ar da viața. Mai bine ar muri și-ar vărsa sângele și ar lăsa viața să fie luată, să fie mâncați de lei, dacă ar fi să fie aruncați ca întâi creștini la fiare, decât să renunțe la acest crez. Este testul învățătorii. Este fundamental. În centru este Isus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Al doilea test este testul moral sau al moralității, ca să ne exprimăm mai pe înțeles. Testul moralității are în vedere comportamentul copiilor lui Dumnezeu. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, oamenii mântuiți, sunt caracterizați de o trăire morală după pilda lăsată de Domnul nostru Isus Hristos, după modelul Domnului nostru Isus. Vom ști că suntem copiii lui Dumnezeu, vom ști că aparținem lui Dumnezeu și că ne ținem de poporul lui și că El ne-a sal ne salvat, că suntem creștini autentici, prin faptul că viața noastră, a fost schimbată de Dumnezeu. În urma lucrării numite Nașterea din nou, a avut loc o schimbare de direcție în ce privește moralitatea, în ce privește trăirea noastră din punct de vedere moral. Din acest punct de vedere, în epistola sa Ioan face trei mari declarații. El ne spune că un copil al lui Dumnezeu nu iubește lumea capitolul 2, cu versetul 15, cuvântul Domnului scrie Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărușia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Prin cuvintele acestea, Dumnezeu ne atrage atenția asupra unui mod de a fi, asupra unui sistem de valori și de gândire, a unui sistem de organizare uh, al lumii, care se numește într-un cuvânt aici lumea. Nu e vorba de oamenii din lume. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe Fiul Său Iisus Hristos pentru oameni, pentru lume. Noi ni se cere să iubim pe oamenii de lângă noi ca pe noi înșine, ca așa ne dovedim dragostea față de Dumnezeu dacă suntem în stare să iubim și pe aproapele nostru. Că e creștin sau că e necreștin nu contează. Ni se cere să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Când Scriptura spune nu iubiți lumea, nu se înțelege să nu iubim pe oamenii necredincioși, pe oamenii din lume, ci se înțelege să nu iubim sistemul de valori al acestei lumi, care este în contradicție totală cu sistemul de valori al lui Dumnezeu. Sistemul de valori al acestei lumi îl are în centru pe Domnul chipului acestui viac, cum spune Apostolul Pavel, care este cel rău, care corupe, care distruge, care duce în rătăcire și în pierzare. Este împărăția întunericului, este un sistem străin de Dumnezeu, este un sistem, este împărăția acestei lumi, a întunericului acestei lumi, care cufundă pe oameni în pierzare. Pe de altă parte, împărăția lui Dumnezeu s-a arătat prin Isus Hristos Domnul și a ne învață calea adevărului. A nu iubi lumea înseamnă a nu accepta sistemul de valori al acestei lumi. Între cele două există o contradicție spre exemplu, în împărăția lui Dumnezeu, cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu sunt învățați de Domnul să se smerească înaintea lui Dumnezeu, fiecare să se uite la semenul său, văzându-l mai presus decât pe sine. Suntem învățați să fim modești, să fim oameni smeriți, cu un sentiment echilibrat cu privire la propria noastră identitate și la propria noastră valoare, oameni smeriți dând întâietate unii ceilalți, unii celorlalți. Apostolul Pavel spunea că fiecare trebuie să vadă pe celălalt mai mare decât pe sine. Parafrazând acest cuvânt, omului Dumnezeu, al Vumbran spunea că trebuie să-l vedem nu, numai cu un deget mai mare. E suficient și dacă e cu un deget mai mare decât, dar nu pe noi deasupra, ci pe ceilalți mai mari decât pe noi înșine. Acest sentiment echilibrat cu privire la propria valoare se numește modestie și creștinii sunt chemați să cultive această trăsătură morală, modestia. În schimb, în lumea aceasta, oamenii sunt învățați să-și afirme identitatea, să-și afirme valoarea, să se autopromoveze, să facă tot ce le stă în putință, să ocolească, să calce, dacă se poate, în drumul lor oameni, capete, umeri, doar să ajungă sus, în vârful piramidei. Modestia nu este prețuită, nu este apreciată. Pe de altă parte, în împărăția lui Dumnezeu suntem învățați să nu ne răzbunăm, să nu ne facem singuri dreptate. Din potrivă, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care ne prigunesc, să binecuvântăm pe cei care ne blastămă și să ne iubim dușmanii. Răzbunarea este a lui Dumnezeu și trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu. În lumea aceasta însă, lumea are un alt standard lumea ne învață să ne facem dreptate singuri. Ne învață că iertare este slăbiciune. Că a nu riposta e dovadă de slăbiciune. Că cel slab nu ripostează. Că a fi puternic înseamnă să-ți faci singur dreptate. Tema majoră, dacă este să facem un studiu pe industria filmului contemporan, este toma revanșa. Oamenii sunt învățați să își ia revanșa. A fi creștin înseamnă să ierți. Mântuitorul a spus, întoarce și obrazul celălalt. Apoi, ca să mai dau un exemplu. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să fim generoși. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, dați și vi se va da. Lumea, pe de altă parte, ne învață cu totul altceva. Un proverb așa care circula la țară, în satul în care eu am copilărit pe care îl țin minte de pe buzele unui bătrân din sat, el zicea așa, Foaie verde de dai, nai. Ia nu da să vezi cum ai. Da, asta e înțelepciune din bătrâni necredincioși. Nu din bătrâni credincioși. Sunt și bătrâni credincioși. Slavă Domnului că sunt. Oamenii lui Dumnezeu nu se conduc după acest principiu care mai degrabă aruncă individul în centrul lumii, făcându-l să acumuleze totul pentru sine. Copiii lui Dumnezeu sunt învățați să fie generoși. Acum ne întoarcem la întrebarea ce înseamnă să iubești lumea. A iubi lumea înseamnă să ne potrivim modul nostru de gândire după cum ne învață sistemul de valori a acestei lumi. A iubi lumea înseamnă să ne potrivim mentalitatea și apoi comportamentul, conduita, morala, după standardele acestei lumi. Adică, când ea spune să fim egoiști, să fim egoiști. Când ea spune să fim răzbunători, să fim răzbunători. Când ea ne aruncă propriile interese în centru, pe acelea să le urmărim. Într-un cuvânt să ne conducem după filozofiile și după modul de gândire a acestei lumi și să ne purtăm în morală după standardele ei dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, vom putea să observăm cum oamenii de lume, oamenii necredincioși, trăiesc în păcat, fără să-și pună problema că ce fac este rău, se destrăbălează, și își caută împlinirea poftelor lor, aleargă după împlinirea acestora, fără să se gândească într-un moment al vieții lor că ceea ce fac nu este bine. Copiii lui Dumnezeu au alte standarde. Copiii lui Dumnezeu se orientează după valorile împărăției lui Dumnezeu, de unde înțeleg care este adevărul și cum trebuie să trăiască potrivit al acestui adevăr. Și cu aceasta ne mișcăm spre a doua trăsătură morală a copiilor lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu spune Cuvântul: Nu trăiesc în păcat. Capitolul 3, cu versetul 9, este scris oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Ca în capitolul 3, cu versetul 8, să scrie, Cine păcătuiește este de la Diavolul, căci Diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările Diavolului. Întrăirea sa morală, un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu trăiește în păcat. El se separă de păcat. El trăiește în neprihănire. El însetează după dreptatea lui Dumnezeu. El își dorește să trăiască o viață curată. El luptă pentru a păzi cuvintele lui Dumnezeu. Dacă înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, trăia în minciună. Minciune era ca un instinct de conservare și de apărare. Apela la ori de câte ori era nevoie. De data aceasta, copila lui Dumnezeu fiind, el urăște minciuna și spune adevărul, chiar dacă pentru moment, din cauza mărturisirii adevărului, pierde. Este adevărat, stimați credincioși, că uneori, pentru că spunem adevărul, pierdem. Dar dați-mi voie să vă spun, niciodată nu o să ne pierdem libertatea. Din cauza că spunem adevărul, s-ar putea să pierdem poziții, să pierdem relații, să pierdem bani, să pierdem, eu știu, bunuri. E posibil să se întâmple acest lucru, poate să ne pierdem chiar și trecerea în fața unor oameni, dar niciodată nu ne vom pierde libertate. Domnul Isus a spus, adevărul vă va face liberi. Adevărul vă va face liberi. Chiar dacă din cauza rostirii adevărului vom fi puși în pușcărie, libertatea nu ne vom pierde. Pentru că nu lanțurile și ușile unor pușcării fac pe oameni liberi sau neliberi. Hristos este cel care dă libertatea. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Copiii Lui Dumnezeu nu mint. Copiii Lui Dumnezeu nu fură. Copiii Lui Dumnezeu nu înșală. Copiii Lui Dumnezeu își respectă părinții, își respectă soțul, soția, nu comit adulter și atâtea alte trăsături morale revelate în cuvintele, în poruncile Lui Dumnezeu, care pentru copiii Lui Dumnezeu reprezintă legea lor, rânduiala lor, codul de morală după care își conduc viața. Duhul îi inspiră cu credință, le dă putere, îi călăuzește în lumina acestui cuvânt și așa au bucuria să trăiască. Altfel nici nu se poate. Vom ști că suntem copiii lui Dumnezeu din pricina faptului că nu iubim lumea, ci trăim, după cum ne-a învățat Domnul Isus, însetând după neprihănire, după dreptate. Acesta este testul al doilea, și anume testul moralității. Și acum, ar trebui să ne întrebăm pe noi înșine. Cum trăim noi din punct de vedere moral? Însetăm după a fi curați, după a fi cinstiți, după a face voia lui Dumnezeu? Sau suntem oameni care trăiesc pe ascuns în păcate? E posibil ca din pricina slăbiciunii, din pricina nevegherii, câteodată un copil al lui Dumnezeu se cadă în greșeală. Vom ști că suntem copii al lui Dumnezeu chiar și când cădem în greșeală în felul în care reacționăm atunci. Țin minte că într-o duminică, după încheierea slujbei de dimineață, m-a oprit în curtea bisericii, a bisericei Emanuel, o persoană. Nu cunoșteam persoana aceea, n-am întâlnit-o niciodată până atunci. M-a oprit și mi-a spus, frate pastor, vă rog insistent să vă faceți timp și să stați de vorbă cu mine am mare, mare nevoie să vorbiți cu mine. Vă mă rog, orice s-ar întâmpla, nu știu ce program aveți astăzi, dar e o urgență majoră, vă mă rog frumos să vă faceți timp și să stăm de vorbă. Nu persoana aceasta și-a spus sigur că da, vom sta de vorbă. Haideți să ne retragem, Ne retras în birou și când am fost numai noi doi, acolo a început într-un plâns, o oh, hote, plângea, abia, abia stăpânea lacrimile. După ce s-a mai liniștit, a început să vorbească spunând, frate păstor, eu nu mai sunt copil al lui Dumnezeu. Eu sunt un om pierdut, un om pe care Dumnezeu l-a lepădat. Eu am căzut în păcate și atât de sever me mustră conștiința încât n-am avut nicio liniște. Am venit să stau de vorbă cu dumneavoastră. M-am așteptat să aud lucruri care să-mi facă urechile să țiui. Ce-o fi făcut omul acesta de se găsește în această stare? Și mi-a spus că a căzut în păcatul minciunii, că a mințit. Și că din cauza aceasta el nu mai poate să aibă liniște. Am uitat la el, am fost de acord cu el că păcatul minciunii este un păcat grav. I-am spus că este scris în scriptură că oamenii care trăiesc în minciune nu vor moșteni împărăția cerurilor. Și că în iazul de foc se vor duce mincinoși. Că are dreptate când spune că acest păcat este sever și că mânia lui Dumnezeu se ridică împotriva celor care fac aceste păcate. Dar am încheiat spunându-i, ascultă-mă tinere, tu ești copilul lui Dumnezeu. Uita la mine. Eu care am mințit, da, tu. Nu din cauza că ai mințit, ci din cauza că tu crezi în Isus Hristos. Și faptul că ai mințit este un eșec. Mincinoșii care trăiesc în minciună și care nu vor moște din împărăția cerurilor, nu fac ce faci tu acum îți mărturisești păcatul. Nu te complaci în minciuna în care ai crescut. Nu te ascunzi. Nu o acoperi cu alta mai mare, ca a doua să fie acoperită cu a treia mai mare. Nu te dai drept altul, ci te dai pe față. Te mărturisești, te căiești. Reacția pe care conștiința ta o are în fața căderii, trezirea spirituală, căința pe care o demonstrezi, arată că ești copil lui Dumnezeu. Da, unul care a căzut în păcatul minciunii, dar copil la lui Dumnezeu. S-a îmbărbătat. Ne-am rugat împreună. Ne-am despărțit cu gândul că niciodată nu va mai minți. Copiii lui Dumnezeu își pot testa identitatea lor creștină chiar și atunci când cel rău îi atrage în curse. Vom ști că suntem copiii lui Dumnezeu prin faptul că nu ne complacem în păcat că păcatul nu este fericirea noastră. Ci este o travă care ne distruge și căutăm să ne ridicăm și să ne vindecăm. Așa vom ști că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Al treilea test este testul relațiilor sau testul social. Testul credinței sau al învățăturii răspunde la întrebarea ce cred eu în sufletul meu. Testul moralității arată cum învățătura înmodelează caracterul. Practic, învățătura sănătoasă trebuie să determine conduita noastră. Crezul determină morala. Iar relațiile pun în evidență calitatea moralei. Nimic pe lumea aceasta nu scoate la lumină mai bine caracterul unui om decât relațiile sale cu cei din jur. Eu o vorbă în popor. Toți oamenii sunt normali până îi cunoști. Când îi cunoști, începi să-ți dai seama cât ești de normal. Relațiile ne scot la iveală identitatea, profilul. În moment, interacțiunea, ciocnirea de celălalt, relația cu celălalt scoate la lumină caracterul unui om, felul lui de a fi, identitatea lui interioară, profilul, adevărul de pe, despre el, este scos la lumină în contextul relațiilor cu oamenii. Acest adevăr este verificat de atâția ani de fiecare din noi înșine. Oameni pe care am îndrăgit și în care am avut încredere mare, ne-au dezamăgit în momentul în care am interacționat cu ei și am văzut că sunt altfel decât credeam noi că sunt. Relația a scos la lumină calitatea acelui om. Din perspectiva relațiilor, Ioan ne arată că un copil al lui Dumnezeu se conduce după două principii foarte simple. Extrem de simple și profunde. Simplitatea nu anulează profunzimea. Din potrivă, simplitatea înaltă sau profunzimea întotdeauna se arată într-o simplitate. O simplitate care poate fi înțeleasă de oricine. Primul principiu este principiul iubirii. Al doilea principiu este principiul ascultării. Două principii foarte simple. Despre ele, Ioan scrie așa. Capitolul 4, cu versetul. 7. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dragostea, versetul 9, stă în faptul, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Ca după aceea, Cuvântul Domnului să ni se spună că uh, oricine este născut din Dumnezeu iubește. Oricine este născut din Dumnezeu iubește. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. În capitolul 3 cu versetul 15, cuvântul Domnului se adresează uh, la aceeași problemă, dar din celălalt spectru oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. În lumina acestor cuvinte, copiii lui Dumnezeu au primit o natură nouă. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lor și a pus în inima lor iubire, dragoste față de oameni. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să țină dușmănie, este adevărat că el poate fi ispitit să se mânie, poate fi ispitit chiar să se răzbune, poate fi ispitit să fie supărat, însă, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el, peste el, îl va trezi și îi va da putere să învingă toate aceste stări, pentru că el este copil al lui Dumnezeu. În inima lui a fost turnată iubirea. Un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu e capabil să țină dușmănie de viață. E adevărat că poate fi ispitit. Într-un loc din Scriptură, Domnul nostru Hristos a lăsat înconsemnate consemnate cuvintele sale să iubiți pe dușmanii voștri. Rugați-vă pentru ei. Sigur că prin aceste cuvinte iubiți pe dușmanii voștri, nu o să înțelegem că ni se cere să avem sentimente romantice față de dușmanii noștri. Nu știu dacă ar fi posibil. mi a declarat război, relația nu este posibilă, este ostil, e de partea cealaltă, în caută răul și să-mi facă rău. Testul iubirii este atunci când trebuie să mă relaționez cu cel care mi-a declarat război. Isus a spus, rugați-vă pentru el, întoarce și obrazul celălalt, binecuvântați pe cei care vă blastămă, într-un cuvânt arătați iubire. Arătați iubire. Faceți bine. În felul acesta veți îngrămădi cărbune aprinși asupra capului lor și se va dovedi că sunteți copii al lui Dumnezeu. Cred că în felul acesta putem demonstra caracter creștin. Relația aceasta, iubirea față de aproapele, ne testează identitatea creștină. Uh, și mai e un test. Testul uh, ascultării, un al doilea principiu după care ne conducem, principiul ascultării. În capitolul 4, Ioan, versetul 4, spune așa. Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pe cei ce sunt din lume în context, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Rog să observați că ascultarea, ascultarea este... Uh, acea trăsătură care pune în lumină ce fel de duh călăuzește pe om. Prin faptul că ne ascultă, zice Ioan, cunoaștem duhul adevărului și duhul rătăcirii. Prin urmare, felul în care ne raportăm la principiul autorității pe care Dumnezeu l-a lăsat în mijlocul societății, scoate la lumină identitatea noastră creștină. Un copil al lui Dumnezeu, dacă este copil la părinți, dacă este în familie părinților lui, își va respecta părinții. Este autoritatea lăsată de Dumnezeu peste el acolo. Dacă e la școală, își va respecta profesorii. Dacă e cetățean al țării, va respecta conducerea țării. Drăgătorul și tot înseamnă conducerea țării. Dacă e angajat la un loc de muncă, va respecta pe acela care este autoritate deasupra lui. Într-un cuvânt, principiul autorității ne învață să ne raportăm smeriți la aceea pe care Dumnezeu i-a rânduit mai mari peste noi înșine. Nu e vorba aici de depersonalizare, ci e vorba de acel caracter blând și liniștit, smerit, cum a fost Domnul nostru Hristos, despre care Scriptura spune că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. În felul acesta se dovedește că suntem copii al lui Dumnezeu. Creștinii nu sunt oameni răzvrătiți. Ei nu creează distrugeri în relații, ei nu provoacă dezbinări, ei nu fac rău la nimeni, ei nu distrug în jurul lor. Ei nu se răzvrătesc. Din potrivă, au un caracter liniștit și blând, o supușenie care izvorăște din Duhul lui Dumnezeu. Nu e vorba de umilire la mijloc, ce este vorba de acel caracter liniștit și blând, care se remarcă prin blândețea pe care o aduce ascultarea. Asta așa sunt copiii lui Dumnezeu. Aș vrea să adresez acum întrebare. Testul învățăturii, învățătura să-l aibă în centru pe Domnul nostru Hristos. Caracterul în centru este sfințirea. Modelul este Domnul Isus. Și acum când este vorba de relații, suntem chemați să iubim și să ascultăm. Când nu putem iubi, trebuie să ascultăm. Și când se cere să ascultăm, vom asculta amplificând cu iubirea. Și acum, întrebarea: Ce e mai greu oare să iubești sau să asculți? Sunt printre noi câțiva frați de credință. Ne-am ne numărat, suntem 22 în seara asta. 22. Slavă Domnului! Bucurăm pentru cei care ați venit la adunare în seara aceasta, Nu să vă binecuvânteze Unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârste. Ați prins regimul comunist, cu toate opresiunile sale, cu toate restricțiile și cu a, câte lucruri s-au întâmplat. Și eu am prins în zilele acelea, bun, am avut vreo 16 ani când a căzut regimul comunist, 17 ani aproape. Știam cam despre ce este vorba. În sfârșit. Ce a fost mai greu? Sau ce a fost mai ușor? Cum a fost? Să iubim pe Ceaușescu sau să ascultăm? Ce a fost mai greu? Cred că mai greu era să-l iubim. I-a ascultat, am tăcut ce am făcut sau cât am făcut, s-a văzut și n-am așa, da? A te supune este mai ușor decât a iubi. A iubi implică ceva pozitiv, e investiție, e ofertă, asculta, ca sclavul ce mai ușor sclavului? Să asculte de stăpân sau să-și iubească stăpân? E limpede că e mai ușor să asculte. Scrujnește din dinți, tace și așteaptă un moment prielnic el să scape. Când Domnul spune să iubim și să ascultăm, astea sunt legate de o altă. Nu ni se cere să ascultăm fără să iubim. Ascultarea pe care Dumnezeu o prețuiește e cea care izvorăște din iubire nu luptă de iubire. Ia asta am pus întrebarea. Aplicat la viața de familie, bărbaților, cuvântul Domnului le spune, iubiți pe nevestele voastre. Și nevestelor îi se spune, ascultați de bărbații voștri. Stimați soți, stimate soții, porunca cea care este dată bărbaților. Mama, asta am zis un glumă. <laughs> nu știu ce o să-mi spune soția când o ajung acasă și când o să trebuiască să dau seamă de ce am zis acum. Da? Una peste alta, caracterul creștin este pus în evidență și trăirea creștină și identitatea creștină și de relații. Ultimul test, asupra căruia fac doar o singură referință, este testul spiritual. Acest test spiritual face trimitere la Duhul lui Dumnezeu, pe care copiii lui Dumnezeu l-au primit. Ioan în epistola sa, în capitolul, 3, capitolul 4, cu versetul 13, spune așa cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Vom ști că suntem copiii lui Dumnezeu din pricina faptului că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Interpretând acest verset în contextul botezului cu Duhul Sfânt, vom spune că știm că suntem copiii lui Dumnezeu din pricina faptului că rugându-ne, Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. El a mărturisit atunci pentru noi că ne-a primit și că suntem copii ai Săi. Vă încurajez și vă îndemn, toți aceia care ascultați acest cuvânt, să ne testăm identitatea noastră creștină, calitatea noastră de copii a lui Dumnezeu în lumina acestor patru teste. Învățătura, să aibă în centru pe Domnul Hristos și să fie fundamentată pe Scriptură. Trăirea morală. Nu păcătuim, nu iubim lumea, ci trăim cum a trăit Domnul nostru Hristos. În relații ne conducem după iubire, iubire care ne învață să ascultăm. Iubirea nu o separăm de ascultare, ci legăm iubirea și ascultarea. Și toate acestea împuterniceți și călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. E bine acum să mergem înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și să ne cercetăm pe noi înșine și să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească în inimile noastre convingerea că suntem copii al lui Dumnezeu. Vă chem să ne rugăm!